Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre bisectoarele unghiurilor unui triunghi. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Bună, copii! Cei doi copii își propun să rezolve o problemă de geometrie. În triunghiul ABC simi dreptele BI și CI sunt bisectoarele unghiurilor ABC respectiv ACB. Dacă se dau niște măsuri de unghiuri, să se calculeze alte unghiuri formate în acel triunghi. Andrei propune să repete câteva noțiuni legate de bisectoarele unghiurilor unui triunghi. Să ne amintim ce este bisectoarea. Bisectoarea într-un triunghi este semidreapta care împarte un unghi al triunghiului în două unghiuri congruente. Deci, în cazul nostru, BE este bisectoarea unghiului ABC dacă unghiurile ABE, respectiv EBC, sunt unghiuri congruente. Un triunghi are trei unghiuri, deci înseamnă că va avea trei bisectoare. Cele trei bisectoare ale unghiurilor unui triunghi sunt concurente în punctul I, deci au un punct comun. Deci în cazul nostru, în triunghiul ABC, dacă A', BB', respectiv CC' sunt bisectoarele unghiurilor triunghiului, acestea vor fi concurente în punctul I. Punctul I de concurență a bisectoarelor unghiurilor unui triunghi este situat la egală distanță de laturile triunghiului. Deci, în cazul nostru, punctul I se va afla la aceeași distanță față de laturile AB, AC, respectiv BC, ale triunghiului ABC. Punctul de concurență a bisectoarelor unghiurilor într-un triunghi este centrul cercului înscris în triunghi. Asta înseamnă că laturile triunghiului sunt tangente la acest cerc. Raza cercului înscris în triunghi este egală cu distanța de la punctul de concurență a bisectoarelor unghiurilor triunghiului la laturile acestuia. Deci, în cazul nostru, avem triunghiul ABC, punctul I este punctul de concurență a bisectoarelor și atunci distanța de la I la AB, deci segmentul IF, distanța de la I la BC, segmentul IG, respectiv distanța de la I la AC, segmentul IE, sunt egale și sunt egale cu raza cercului înscris în triunghiul ABC. Revenind la problema noastră, în triunghiul ABC, semidreptele BI și CI sunt bisectoarele unghiurilor B și C. Dacă măsura unghiului ABI este de 27 de grade, iar măsura unghiului ACB este de 74 de grade și 30 de minute, să se calculeze măsura unghiului ICB. Să facem desenul corespunzător și să rezolvăm problema. Deci, la primul punct, știm că CI, semidreapta CI, este bisectoarea unghiului ACB. Din ipoteză. Asta înseamnă că această semidreaptă formează cu laturile unghiului ACB două unghiuri congruente. Adică unghiul ACI va fi congruent cu unghiul ICB. Deci, unghiul ACI egal cu unghiul
ICB, măsurile lor sunt egale, și va fi egală cu tot unghiul ACB supra 2, măsura acestui unghi, știind că este de 74 de grade și 30 de minute, împărțit la 2, ne dă egal cu 37 de grade și 15 minute. Deci măsura unghiului ICB este de 37 de grade și 15 minute. Punctul al doilea, să se calculeze măsura unghiului IBC, deci acest unghi. Să vedem cum putem rezolva. Deci știm că de data aceasta semidreapta BI este bisectoarea unghiului ABC. Din ipoteză înseamnă că ni se formează două unghiuri congruente, e vorba de unghiul ABI și unghiul IBC. Dar știm că măsura unghiului ABI este egală cu 27 de grade din ipoteză, înseamnă că și măsura unghiului IBC va fi egală tot cu 27 de grade. Și atunci întregul unghiul ABC este format din suma celor două unghiuri ABI plus IBC. Deci cele două unghiuri au măsurile de 27 de grade, iar suma lor ne dă 54 de grade. Deci măsura unghiului ABC este de 54 de grade. La următorul punct, trebuie să calculăm măsura unghiului BAC. Ce știm? Am aflat câte grade are unghiul B din triunghiul ABC, știm unghiul C câte grade are, iar știm că suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este egală cu 180 de grade. Deci unghiul A nu-l știm, unghiul B este de 54 de grade, unghiul C ni s-a dat de 74 de grade și 30 de minute, iar suma egală cu 180 de grade. Și atunci măsura unghiului A plus 54 cu 74, această sumă ne dă 128 de grade și 30 de minute, egal cu 180 de grade. De unde măsura unghiului A va fi egală cu 180 de grade minus 128 de grade și 30 de minute. Dar 180 de grade putem să-l scriem ca 179 de grade și dacă ne împrumutăm cu un grad acesta transformat în minute ne dă 60 de minute minus 128 de grade și 30 de minute. Facem diferența. 60 de minute minus 30 de minute este 30 de minute, iar 179 de grade minus 128 de grade ne dă 51 de grade. Deci înseamnă că măsura unghiului A egal cu 51 de grade și 30 de minute. Să calculăm măsura unghiului BAI. Să vedem în primul rând cine este această semidreaptă AI pentru unghiul BAC. Am văzut că în triunghiul nostru măsura unghiului BAC este de 51 de grade și 30 de minute și de asemenea BI este bisectoarea unghiului ABC din ipoteză, respectiv CI e bisectoarea unghiului ACB tot din ipoteză.
Deci înseamnă că cele două bisectoare, BI și CI, sunt concurente în punctul I. Dar știm că cele trei bisectoare ale unui triunghi sunt concurente în același punct. Asta înseamnă că semidreapta AI va fi bisectoarea unghiului BAC. Deci înseamnă că aici se formează două unghiuri congruente, respectiv unghiul BAI va fi egal ca măsură cu unghiul IAC și va avea egală măsura cu măsura unghiului BAC supra 2, adică 51 de grade și 30 de minute împărțit la 2, dar 51 de grade este un număr impar, nu se împarte exact la 2, haideți să ne împrumutăm un grad de aici, care transformat în minute ne dă 60 de minute și îl vom adăuga la minute. Și obținem atunci 50 de grade, 30 de minute plus 60 de minute ne dau 90 de minute supra 2. Și acum 50 de grade împărțit la 2, 25 de grade și 90 de minute împărțit la 2 ne dă 45 de minute. Deci înseamnă că măsura unghiului BAI este egală cu 25 de grade și 45 de minute. Dar cine este punctul I? Am văzut că punctul I este punctul de concurență al bisectoarelor în triunghiul nostru ABC, deci înseamnă că el va fi centrul cercului înscris în triunghiul ABC. Adică laturile triunghiului ABC sunt tangente la acest cerc. Dacă doriți să rezolvați, vă propunem următoarea problemă. Vă dorim succes în rezolvarea problemelor, iar cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor. La revedere, pe data viitoare!